Gabriel Popescu, liderul de sindicat de la UACC Rovinari, spune că oamenii sunt în concediu fără plată pe termen nelimitat începând cu data de 1 mai 2013. Angajații de aici au protestat de mai multe ori în luna martie, atunci când au aflat că vor fi trimiși în șomaj în luna aprilie. Știți că mi s-a promis acea distribuție la masa de protecție, la comisie paritară, administrația sindicată s-au certat, n-au ajuns niciun acord să demareze procedurile pentru licitație, fapt care ne-a dus pe noi să intrăm fără plată. E o situație destul de dificilă pentru cei 25 de angajați. Da, aproape, da, 30 suntem. Și avem două fete detașate la spital. Păi și ce faceți? Mai sperați ceva? Nu știu ce să vă zic. Așteptăm până dau de una procedura aceea de licitație să vedem dacă se mai țin de primul sau nu se mai țin. Dacă licitația pentru alimentația de protecție va fi câștigată de cantina Rovinari, încă 30 de persoane din cele 88 concediate pe 3 aprilie ar putea reveni la serviciu.